Salut și bine te-am găsit la un nou joculeț pe canal, acesta se numește My Time at Sandrock, o să mergem imediat să dormim, să se facă zi, este un joc survival, cu luptă, cu construiești puțin, ai misiuni, ai level, deci combine foarte multe moduri de joc, aceasta este căsuța mea pe care am, am făcut-o, avem aici un furnal, avem aici workbench-ul, grinder procesatorul, cufere, să ne stocăm obiectele. Aici eu trebuie să realizez ceva să seamănă motor oarecum pentru o misiune. Și ideea este că tu trebuie să construiești piesele, că ei cupru, minezi, tai lemn. E o chestie foarte tare. Jocul, joculețul îl aveți pe, pe Steam în descriere, aceasta este căsuța noastră pe care o putem mobila. Eu în momentul de față m-am jucat, ce vedeți voi aici este progresul la 11 ore. M-am jucat puțin try hard să zic așa. De ce? Pentru că mi-a plăcut foarte mult și am zis băi ok, e timpul, e timpul să, să și filmăm. Jocul conține și cele 4 sezoane, Acum suntem în toamnă, iarna era dezastru pe aici, furtună de nisip, trebuia să porți o chestiuță pe cap, am primit o chestie de la biserică, nu prea mă duc la astea, ai questuri. Deci, noi ce trebuie să facem acum, asta mergem mai departe și așa o să vedeți și jocul cum se comportă. Avem aici inventar, avem astea, ăsta e shop meu, vericul, obiecte, avem inventarul foarte multe obiecte, iarăși, uh, oh, am primit medalii, ok. A fost o competiție de dans și mi-a dat medalii și cu acele medalii poți să-ți cumperi, uh, poți să-ți cumperi lucruri O să mergem noi să depozităm toate lucrurile aici, îmi place foarte mult funcția de autofil. Acum, dacă vă place și doriți să facem o serie, repet, pe mine m-a prins jocul acesta, nu la început. Acum, probabil, sunt de mă, bă, ce film ești cu să jocul ăsta, e uh, La început, mm, era în ceva de gen. mamă, ok, Hai să vedem. Și după... Mamă. Deci m-am jucat 11 ore. Ceea ce eu nu mă juc foarte mult. Uh, de obicei jocuri. Cum am băgam, m-am activat, gata. Bun. Haideți să vedem. Deci ce trebuie noi să facem? Acum avem ne nevoie de Bronze Blade. Să terminăm asta. Ca să facem Bronze Blade la crafting avem nevoie de Bronze Bars. Ok. Ca să facem Bronze Bars trebuie să mergem la furnal. Haideți să punem aici combustibil. Așa, și să facem bronz bar să avem tot ce ne trebuie, uite, pentru, pentru una singură ne trebuie 30 cu 20, Tinu nu se găsește puțin mai greu, uh, salvage shop sau în uh, ruine, ruinele astea mă costă 100, o, o, o dată 200 de Nu să intru, astea aici o să le scot, noi avem nevoie de astea, ok? Uh, a, do ok, 10 bucăți, craft direct Și acum, aici jocul Mare parte e pe trecerea timpului O să mergem noi, să dăm să treacă timp mai repede Asta nu știam, eu până acum m-am mișcat cu unul Mi-a zis uh, un prieten Că și el se juca, nu jucam amândoi în același timp Jocul momentan nu este multiplayer, va fi multiplayer Cum va funcționa, cineva o să intre pe harta ta Și de acolo începe să vă jucați Știu, o să fie destul de tare, de asta zic Harta este destul de măricică uh, Eu sunt aici, acesta este orașul Până aici am mers momentan că nu mă lasă Trebuie să deblochezi prin misiuni și până aici Se duce sus de... Na? Și aici jos n-am fost Aici, ideea este că e în fel, oh, au scos am oh, nu au scos? Ideea este că aici e de level 30 deja, aici e de level 28 și doar aici e zona de început, știi? Eu momentan am level 15, nu, sunt curios, au mai făcut ei niște update -uri. sunt curios dacă au băgat în continuare la combat, nu, ok, și mai avem două puncte, au băgat astea pentru alte arme, Asta with long range weapons nu avem. Și aici ai skill tree-ul unde îți upgradezi lucrurile în funcție de cât faci. Uite, la gathering am level 8, nu se vede de capul meu, la asta am level 4 și la combat am level 9. Îmi place mult combatul și la social nu prea am socializat cu persoanele. Eu am fost mai mult pe farm. Știi, am fost acolo farm, 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 farm. Bun. Acum, haideți să mergem, de exemplu, haideți să mergem ce am avea noi nevoie ca obiecte. Am destul de multe aici, din câte ați observat, mare parte de misiunile acestea. Și ne zice nou o să facem roș de rubber tube. Haideți să vedem unde craftăm noi rubber tube. Uite, rubber tube, avem nevoie de cauciuc. Haideți să punem aici totuși, așa, confirm. Avem nevoie de cauciuc. Ne trebuiesc, ăsta ne dă... Avem nevoie de 6 la misiune și ăsta se face recycle și junk pile. Ok, hai să vedem. Avem și recycle-ul care este acesta. Și are nisip pe el. Și rubber scrap selectăm aici. Avem rubber scrap. Avem destul, selectăm aici ăsta și dăm recycle. Și el în timp va face. Acum, în 18 minute va face. Uite aici deja ne-a făcut un lingou din acesta. Pentru cei care o să vă jucați un tips de la un level 8, cum să creșteți. Uite, sunt chestiile astea. Dau cel mai mult XP dintre mobi. Ceea ce e foarte tare, îți dă 250 pe mob de genul, plus dacă vinzi materialele, faci ceva bănuți. Pe ce era inventarul? Pe PB, ok. Pagini de inventar, poți să să-ți deblochezi mai multe, le cumperi. Uh, târnocopul nostru, aha, uite-l. Comers bez, ok, ok. Deci noi acum trebuie să facem o misiune. Să facem cu niște plante, cu niște nebunii. Avem aici o cireadă pe care o putem bate pentru a obține level. Uh, lapte de la ei, care e destul de util. Și o să facem asta să obținem puțin lapte o, îi bat destul de ușor Îmi iau puțin la viață Dar când aveam level 5-6 Era destul de greu Și au și drop Observați, ba chiar am luat cupru Două bucăți de cupru am luat de la ei Ceea ce e foarte tare Poți să te ferești în caz de bă, Te lupti cu un mob mai puternic Nu te la ce fuge Mașină upgrade kit Mamă, oferă și ceva de asta de muzică Fii atent oricum, jocul primește update-uri constant, e destul de tare, mi-a plăcut mai ales grafica asta așa, e interesantă, animată, și era tipul ăla de a fugit, eu vreau să mergem după el să, să le distrug, 200 XP, 250 XP, oare asta să fie? De obicei, e cactusul ăsta, și ei sunt puțin mai albaștri, știi? Ăștia sunt cei mai slabi mobi pe care îi poți bate. Bine, ăsta nu, ăsta nu. Dar deși de mai mult decât ăla care era level mai mare. Oh, mai a intrat aia în mine, nu știu. Și de gunpowder care e destul de scump. dar uite e așa. Se face dense of, fii atent. Sau s-a terminat. Cred că s-a terminat, a? Sau e iarăși. Și ideea în joc este că tu ești un builder, știi? Te pune să construiești lucruri în oraș. Ce au ei nevoie pe aici? Le repar structurile, le faci mai știu eu ce, mai știu eu ce. Se pare că avem aici ceva eveniment. Avem aici, uite, poți să cumperi cu alea, îți dă o viață. Apropo, mobila îți dă bonusuri sau haine. Eu momentan am doar 35, deci, na, Mamă, ce boombox, ia ce tare Și de la tipul ăsta aici te înscrii dacă... A, nu, nu ăsta? Aici, 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 ok, easy, normal sau hard Eu am făcut pe easy și după pe hard Dar hai să vedem pe ăsta Ideea e destul de simplă, trebuie să prinzi notele astea Oricum, o să trecem peste Gata, 90.000 de puncte pe lângă oamenii ăștia de aici Și ne-a dat 90 de medalii uh, 90 de medalii uh, Bun, 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 bun pe păi hai atunci nu prea am putut să fac. Deci avem 125, putem să cumpărăm astea, dar nu ne ajută foarte mult. Asta cu lac e destul de tare, dar uh, și astea sunt destul de bune. Bine, sunt de level 10. Mi-aș lua bun boxul ăsta că ne dă lac, care lacul ne ajută să ne pice chestii. Viața avem destulă, defense nu avem foarte mult în schimb. Defense avem noi în felul următor, stai așa, caracter. Avem 131, ceea ce... Mm. Și lac avem 20. Cred că lac ne-ar trebui, nu? Haideți să cumpărăm asta. Da, o cumpăr Nu contează. Frumos, bun. Sunt curios când se apară. De obicei apare un uh, vânzător, un negustor de ăsta dubios, care oferă un blueprint pentru pistol. Data trecută nu l-am cumpărat pentru că nu aveam bani. Era vreo 400 apăruse pe la început și nu aveam bănuții ăștia. Dar acum e mai lejer. Uh, ca să fac bani, de exemplu, mi-au o zi în joc în care... În care doar bat monșterii, după care merg și vând. Și... Leger, Ia uite. Frumos. Și acum la caracter vom observa noi că avem lac 29. Și deja a venit seara. Deja a venit seara. Avem 7 de astea. E perfect. Avem și rubber. Rubber. Ne-a dat 9. Rubber shell. Rubber tube. Ne-a dat rubber tube la chestia aia. Ce tare. Da, uneori e șansa să-ți mai dea și ceva pe plus sau pe minus. Depinde cum prinzi. Și avem noi deja 3. Minecraftăm craftăm 3. Avem aici, avem nevoie de două, craftăm două, foarte tare, bronze blade, avem tot ce ne trebuie și acum mergem aici și punem bronze blade-ul. După care am terminat această structură, îi dăm pick up, va trebui să o ducem la misiune, dar um, trebuie să facem condensorul, uite, l avem. Deși ne zice să construim, dar eu l am deja, condensorul, condensorul este acesta. Și acum va trebui noi să mergem la misiune să o ducem. Da, așa. Nu știu de ce mai îmi zice să le fac acolo, că eu le-am deja. Le-am găsit, le găsit atunci. Construct, ok. Unde are trebuia noi să le ducem? Și Rich, range part-time. Nu, aia știu că era departe. Era, era, era pe aici. Sau pe aici. Și o chestie foarte tare, sunt multe magazine în oraș unde poți să-ți cumperi mâncare și diverse lucruri de genul. La ora 8 sau 7 seara se închid și se deschid dimineața și nu poți să stai până dimineața treazd pentru că la ora 3 ți se pune caracterul ca și cum nu ai poate de somn și na și ia uite bam ți se repară cercănele dacă dormi mai devreme de 12 ceea ce e foarte tare. Haideți să vedem, ne-a făcut misiunea acolo eu am unul cu unul și trebuie să mergem la fermă. Și după ne deblochează să construim, să ne facem noi propria fermă. Cu mâncarea, la început e puțin asol aici, să fiu sincer. Uh, și cu stamina, acțiunile tale sunt determinate de stamina pe care o folosești. Asta e cel mai important lucru, cam pe asta se învârte jocul, știi? Hashtag uh... civil, cleaning... Station across the canal last night, me and the crew are for the plan we're going to need some builder. Nu. No. Ok. Ce ea? Aia misiunea pe care o aveam? City Troops, Cycle Poise. Bun, hai să vedem noi ce avem. Unde erau misiunile? Aici, mission. Uh, asta este... Ok, ne trebuie hidrogen door. Ne trebuie ușă de hidrogen. Și ne dă zic, relationship. Workshop Reputation și Defender Pants. Mamă, o grămadă de bani. Ok, deci noi trebuie să facem Assembly Station. The door in the hydrogen is to isolate, ok. In muzeu, large exhibit. Source, Assembly Station. Assembly Station nu este asta. Aici, aici, facem noi lucrușoarele. Și uite, asta avem nevoie de aceste lucruri ca să o facem. Ok, Ok, nu pare deloc mică. Ok, mai avem nevoie de niște tuburi. Hai să le punem. Bronze pipe. Copper plate. Ia, copper plate-ul era aici din câte știu. Avem nevoie de 8. Uh, avem deja în depozit 8. Avem într-un depozit, de-aia nu-mi dădea să le craftez. Și bronze pipe avem nevoie de 4. Ia să mai punem noi aici la făcut. Avem nevoie de... Da, ideea este că el îți calculează, cred că, singur oricum. Dau să fac mai mult. Aici, așa. De ce? Ah, nu, nu mai are combustibil. Nu mai are combustibil, nicio problemă. Ia de aici. Bun, 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 bun. Trebuie să ai și apă să funcționeze asta. E destul de tare. A, ce facem noi acum? Deci aici, cu plate. Am zis noi că facem. A, a, nu, nu, nu. Avem în depozite. Hai să vedem care e depozit cu cupper plate. Să așa. Autofill mai dăm așa Nu le poți spune dacă sunt în cufăr, mi se pare Sau poți? Po poți să le pui și dacă nici măcar nu le ai la tine Mamă, cât de tare Asta e foarte tare, pentru că nu trebuie să Să umbli cu toate obiectele Asta îmi plăcea la cufăr, știi? Nici nu știu de ce dau să pun obiecte în cufăr ăsta Că e doar de unelte Știi? Iarăși butonul de autofil Să nu stai tu mereu Ți-ai făcut cufere Pentru ce -ți trebuie fiecare ai, aia, e? aia e, mă înțelegi? Mamă, s-au făcut astea de nisip. Și ca să le iei, trebuie să le dai pick-up. După care le dai să le pui în inventar și după care le pui înapoi. Și ba nu mai au nisip și lucrează mai bine, știi, când nu au nisip pe ele. Nisip... Oh. Uite, dacă, dacă nu o pui în inventar, nu se curăță, gata. Foarte simplu, nu? Foarte simplu și frumos. Sau cred că lucrează mai bine, nu știu. E bine să le ai curate. Bun, ne trebuie bronz pipe și atât, am făcut bronz pipe -uri. Putem face una. Hai să o facem și pasta așa, până mai așa și după mai avem nevoie de de 5 bucățele. Da, astea frumos. Aici am pus să facem mai multe și mai putem să și ciordim dintr-un loc. Fi atent, e un loc aici în oraș unde de obicei găsești la început, e super util ce ăstea la început e super util pentru că poți să ciordele pe acolo, știi? Gen, iei niște minereuri la care nu ai avea acces normal de început, plus niște mâncărică. Bă, ce e A, ah, poți să, poți să faci curat un oraș și îți dă experiență. Jocul acesta se bazează pe experiență, pentru că de da, aici avem niște șopuri. Aici avem locușorul unde întindem mâna, ia uite. Avem aici o bucățică de carne, frumos. Și avem aici bronze bars, exact ce avem noi nevoie. Și acum o să mergem noi frumos Avem aici pizza, Poți să pescuiești Doar că aici pescuiești în nisip Nu pescuiești normal Pescuiești în nisip Ceea ce e destul de tare Ia uite Vericu Haideți la Vericu Aici frumos Să vă reparăm casele Ia să vedem Ne-a făcut aici Mai punem să ne mai facă Mai îmi trebuie una Ca să mai fac două Mai avem două Ne mai trebuie una Și ne mai dă una Oare? Oh, dar se duce repede tare. Bine. A mers? Doar cu ăla? Ok, trebuie să mai facem roz de ăla de, de așa. Haide, 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 știu că poți. Vreau să le pun pe amândouă. Bine, cât aștept după ăla? Pun să fac două. Am două. Ah, e perfect, e perfect, gata. E perfect, ce să mai avem? Și s-a dus și ora de somn și a dormit direct în curte. Cred că s-au terminat alea, am făcut o mică pauză până să ne facă toate lucrușoarele alea pe acolo. Și haideți... Oh, bă, dar cine îl pune în pat? Cine îl pune în pat? Cred că avem niște cearcăne și gugătăm mai mult. Gen uh, să nu dormim când ar trebui. Îi face ochile, zici că-și cepe. Cepe. Bun, haideți să terminăm și noi emisiunea, să o ducem. Uh, bă, am stat destul de mult la misiunea asta acum, sincer vorbind. Pentru că voi ați prins acum finalul, easy, lejer. Dar a fost ceva muncă. Avem și ușița și zice să mergem frumos Să ducem misiunea care este De ce mi-apare aici? Nu. nu Nu, 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 nu misiunea aia Și asta? Asta Asta Zice install hydrogel Ok, e finis de... n de moisture farm Și asta este... Nu, trebuie să-i dau la asta, track Moisture Farm, install. Uite, acolo trebuie să mergem. Putem să luăm și cal, doar că nu am un cal momentan. Am avut la început, îl poți închiria. Ai, aici, mai în față, este fermă. Și uite, de exemplu, îl luăm... Ah, ok, nu e acolo. De obicei, mai erau și pe acolo. Ave... Oh, nu au cai acum, au nu numai dăștea. Mă, ăștia nu sunt foarte rapi și să și scump 450 pe săptămână în joc, care trece relativ repede. Stai așa, trebuie să fac eu o chestie, pentru că se duce timpul repede și nu vrem să se ducă timpul repede, vrem să dureze cât mai mult când facem drumuri, ca să ne ajungă ziua mai mult. Știi ce zic? Durează mult mai mult ziua. Haideți să mergem acolo, deci nu avem cal, nu e nicio problemă, nu vreau să cumpăr... Bizond ăsta, ce e el? Pentru că e puțin mai început. Calul este destul de rapid și e tare. Și mi se pare că mai găsim și pe aici din aceea. Avem, fiatenta atent aici, ia! Este tântișor afară? Poți să niște poțiuni, mi se pare, care nu știi ce efect au. Aici ai un ring de bătaie, poți să te bați cu fiecare om din satul acesta. Clinica. Ah nu mai e cu taraba afară. Puteai să iei niște poțiuni pe care n-avea Na, un efect determinat gen ei poțiunea asta primești nu știu ce. Erau complet aleatoriu, știi? Și asta era farme pentru că nu știai ce poți să prinzi. Am prins două nasoale până acum, dar era destul de tare, știi? Acel mister. Bun, zeche, ce zici băi bărbate? Chacala, chacala. Uite aici trebuie să instalăm noi astea. Fix. Eu sunt builderul. High Preferred Quality. Îți dai seama că High Preferred Quality. Punem aici, ia să Iaută l ăsta e builderul nostru, mă, băieți. Ia le l ia. ia. Merge. Frumos, frumos, frumos. M-am să fac o stropitoare gigant, să repar o stropitoare gigant. Iaute. Corumbul crește. Frumos, frumos. Ia, ce ne zici? If you weren't able to build this, we would have had to revert back to basic farming. If you would save the day. Ia, asta îmi place here, că au voce toți. Și you... cred că mamă, mamă, ne-a dat ceva bani, 1700 de bani. Go to Civil Crops. Ia, ne-a dat mai departe, am făcut și un achievement. Civil Crops. Ia să vedem ce ne dă pe acolo. Să vedem, bam, bam, bam. Doar 400 de metri. Ia uite ce pantaloni a dat aici în mare. Sunt mai buni decât ai mei. Au 256, ai mei au 244. Eu mi-am cumpărat. Uh, dar ăștia se pare că... Așa, gata. Sunt, a... e, sunt același lucru, doar că aveau cu 10 HP sau ceva de genul. Hopacea! Ah, mai avem puțin, am crezut că e fix după saltul la să facem ceva așa spontan. n am mers ce să facem, am încercat. Bun, și ăștia, sunt băieții răi ai jocului. Și mai e unul postat undeva mai sus, nu e tot ăla, nu știu unde e celălalt. Um, ideea e că ăștia sunt niște bandiți care au jefuit ceva dintr-un tren acum super recent și nu se știe exact ce nimeni a fost rănit, au luat ceva totuși. Și asta este prietena mea, am uitat să vă zic că am iubită. Nu spuneți la nimeni, nimeni nu știe. Așa, între noi. Ia. Yeah. I da, mă, lasă mă, dă-mi alea, mă, Dă -mi să îmi plantez. The two să repar. Okay. that was more than two things. But, uh, never mind that. Of course we can, right? Fia, e tot builder, apropo. I Trebuie să construim train carts sau ceva de genul. Wait for diagram. Ia, ce vând aici? N-am fost niciodată aici. Wow! Ce să stau? Floral, casual. Au efecte astea. Reflect 60% damage. Mama, e super genială. Take less damage. Reflect 70% damage. Ok, bă, asta sunt super tari, sunt super tari. Și aici putem să vindem noi ce avem dacă shop ne acceptă. Trebuie să mergem la șopul special. Wait for diagram. Da, trebuie să, trebuie să primim, cred... ce asta? Civil Crops Commission. Raw Animal Skin. You can, you can post here three commission. CB Loot. Bă, deci ăsta e de mâncare și ăsta e de dăsta. Stai, 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 ce astea? Ture. Ah, ok, și îmi vine cu dalea. Cu cât durează mai mult, atunci atât costă mai puțin. Entrați de civil troops, builders, or other such to collect monster parts and others. Păi îi dăm așa, că ne dă 10 de-astea. Nu? De ce diferența asta de la 1 la 2? Bă, asta e hoție, mă! Asta e hoție, observați, trebuia 500! Lasă așa, post, yes. Și mi-a luat din bănuți. Și cred că trebuie să vin peste ceva timp. Ce tare, nu știam, uite, astea sunt chestii noi, pe care le deblochezi în timp. Posibil loot. Durații, dur. A, aici pot să iei direct, da. Tare, tare, tare. Bun, acum noi trebuie să așteptăm... L-am <laughs> pe ăla. Trebuie să așteptăm diagrama care va sosi cel mai probabil prin mail. Acolo sunt niște tipi răi, nu puteți să treceți din cauza jocului, nu ne permite. Nu e foarte mare zona aceasta. Sistemul de lut putem copace așa să-i tăiem, doar că dacă vă jucați, nu recomand. Pentru că puteți să dați în ei și luați resurse. Și așa crește și foarte repede. Uite, tip and tricks. Încercați să loviți chestiile, nu să le tăiați și pentru că odată tăiați, ei nu mai cresc. Și poți să-i lovești non-stop și îți dai experiență. De asemenea, Ia ai păștea. Unde? Nu e aici. Ai pietrele astea de nivel mai mare, doar că aici ai nevoie deja de târnăcop de ăsta de nivel 2, să-i zicem așa. Care e puțin mai greu de procurat la început, o să dureze ceva până se face. Aici am tăiat eu un pom și n-am mai crescut. A fost testul meu să văd, dar eu de obicei le dau cu piciorul, știi? Și dă, facem XP. Cam mai Ideea e cu cât crești, cu atât îți cresc abilitățile. E totul mai ok. Știi? Frumos. Și acum trebuie să dormim, să așteptăm mailul acela, să ne trimită diagrama și ce este. Bun, avem acolo niște scrap, avem o curte de-asta de rămășiță ceva, stai că e un dust aici, uite-l, că îți dai seama, știi, e mult mai verde și țepii sunt mai accentuați față de uh, ăsta normal. Probabil asta a fost și ideea, să îți dai seama care cum sunt, știi, destul de tare. Dar oricum, jocul e frumos când fac și eu level Nu mai am foarte mult, nu mai am foarte mult. Aici avem de care dau miere, poți să o mănânci. Și dacă observați, fiecare acțiune îți mănâncă stamina. Stamina aia îți dictează cam ce poți să faci tu ziua aceea, știi? Ups, mi a intrat ceva în picior. Dai, 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 dai. Ăștia sunt foarte ușor de bătut. De obicei, cred că ăștia dau și gunpowder, care ăsta e puțin mai scump. Nu, 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 nu stă. Și mai sunt pe acolo sus niște monstruleți. Nu sunt momentan prea mulți monștri pe care să poți să-i bați între level. 10, 20, după care sunt hienele, scorpionii și astea. Dar la level 10, 20 te pune să faci mai multe misiuni gen. Bă, cam atât, cam atât cu acest episod, cam atât cu acest juculeț. Îl găsiți în descriere. Vă aștept aici la Vericu Builder Station să vă construiesc ce aveți nevoie. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Noi ne vedem uh, la noi clipuri. Cred că astăzi și nou live stream ceva, oricum. Pe data viitoare... পাপাম ah,